Pentru cine face YouTube de măcar câteva zile, știe cât de greu este să monetizezi un canal de YouTube. Asta pentru că YouTube cere niște cifre foarte mari și YouTube în începători tot timpul se descurajează când aud aceste cifre. Nu și de acum înainte. Până acum se știa foarte clar. Ca să monetizezi un canal, trebuie să ai 1000 de abonați și peste 4000 de ore de vizionare în ultimele 12 luni sau, dacă monetizai prin shorts, tot așa, 1000 de abonați, dar 10 milioane de vizionari în ultimele 3 luni de zile. Astăzi, YouTube tocmai a anunțat niște modificări foarte importante referitoare la monetizare și canalele mici vor fi foarte încântate de așa ceva. Hai să vedem exact ce spune YouTube și mai ales fiți atenți la tot videoclipul pentru că urmează câteva detalii foarte importante de care fiecare dintre voi trebuie să țină cont. YouTube spune așa. Există în programul de parteneriat YouTube la mai mulți creatori cu acces anticipat la funcțiile de finanțare de la fani și cumpărători. Extinderea va fi lansată luna viitoare. Deci tocmai YouTube a anunțat că schimbă cifrele referitoare la monetizare și canalele mult mai mici vor putea să facă bani pe această platformă. În acest moment, pentru acest parteneriat, vei avea nevoie de 500 de abonați, 3 videoclipuri încărcate în ultimele 90 de zile. Deci foarte important acest lucru de aia vă zic să țineți cont de chestia asta. Și pe asta ai nevoie de 3000 de ore de vizionare publică în ultimele 12 luni, deci 3000 de ore, sau, dacă faceți Shorts, 3 milioane de vizualizări valide, pentru că sunt mulți care încearcă să păcălească YouTube făcând tot felul de vizionări, fie cu boți, fie tot repetând același videoclip de nu știu câte ori, și asta nu se pun. Deci foarte important și chestia asta, în ultimele 90 de zile. Deci 3 milioane de vizionări pe shorts în ultimele 90 de zile. Și ne sfinte, 500 de abonați față de 1000, 3000 de ore față de 4000, 3 milioane de vizionări față de 10 milioane de vizionări. În momentul în care te califici pentru acest program de monetizare, vei avea acces la tot ce ține de funcțiile de finanțare de la fani, adică super sticker, super chat dacă faci live, membrii canalului sau, bineînțeles, super mulțumirile dacă, de exemplu, un creator de conținut a făcut clipuri care să satisfacă o anumită parte din oameni, va primi donații de la ei prin aceste super mulțumiri. Deocamdată, această extindere a programului de monetizare este valabilă pentru următoarele țări: Canada, Regatul Unit, Corea de Sud, Taiwan și Statele Unite. După care, încet, încet, toate țările care sunt incluse în programul de monetizare vor primi acest Early Access. Deocamdată repede sunt câteva țări, dar fiți fără nicio grijă pentru că vom avea și în România 100% așa ceva. YouTube a mai anunțat ceva astăzi foarte, foarte important, dar pentru canale un pic mai mari, cu cele cu peste 20.000 de abonați. În acest moment, canalele cu peste 20.000 de abonați se vor putea califica pentru YouTube Shopping Affiliate. Un program prin care poți să promovezi branduri faimoase și dacă se fac vânzări, obții și tu niște bani și simți deja ce înseamnă afiliere, doar că nu s-a întâmplat niciodată prin intermediul YouTube direct. Deci nu trebuie să-ți mai bați foarte mult în capul direct prin intermediul YouTube. Asta deocamdată este pentru Statele Unite, dar bineînțeles, așa cum ne am învățat YouTube, se va extinde programul pentru toate țările care sunt incluse în programul de monetizare. Acum vine partea la care vă rog să fiți atenți. Chiar dacă primiți acest Early Access, deocamdată nu veți avea acces și la programul ăla de monetizare clasic cu reclame. Adică încă nu ați reușit să ajungeți și la uh, acel program de monetizare prin reclame. Ăla rămâne în stilul clasic, adică 1000 de abonați uh, și 4000 de ore de vizionare în ultimele 12 luni sau 1000 de abonați și 10 milioane de vizionări pe shorts în ultimele 90 de zile. Deci aia rămâne așa doar când e vorba de reclame. În rest, dacă aveți mai puține abonați, vă puteți califica pentru Early Access și să faceți la fel de mulți bani, chiar mai mulți. Depinde foarte mult cum știți voi să uh, faceți engagement cu audiența voastră, cu oamenii care vă urmăresc zi de zi. Sunt curios ce voi de aceste modificări dacă aveți un canal mic, dacă vă bucurați că în acest moment YouTube a mai scăzut din uh, aceste standarde sau aceste praguri la care trebuie să ajungă canale mici ca să facă bani și de asemenea, dacă aveți un canal mai mare, chiar sunt curios să văd ce părere aveți de acest nou program uh, introdus de YouTube, acest program de afiliere în care să promovezi branduri cunoscute. Văd că sunt o mulțime de branduri pe care sigur le știți, gen Nordstrom, Sephora, Lenovo, Samsung, din ce am văzut așa ceva în viteză în acea listă. Sunt vreo 50 de branduri deocamdată, sigur se va mări lista, pentru că toată lumea vrea să se promoveze pe această platformă mare numită YouTube. Și pentru cei care abia încep să facă bani pe YouTube, știu că este greu, știu că sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegeți, de aceea am făcut un videoclip, îl găsiți în partea stângă, în care vă explic cum se scot banii din YouTube. Ne vedem acolo!